Salutare, eu sunt Regina și azi vă gătim minciunele crocante și delicioase. Pentru aceasta amestecăm o lingură de zahăr cu două linguri de vodcă, o lingură de smântână, trei gălbenușuri de ou și 100 de ml de lapte. Amestecăm cutelul până se omogenizează. Treptat adăugăm 300 de grame de făină cernută. Dacă nu mai putem amesteca cutelul, amestecăm cu lingura, apoi cu mâna. Răsturnăm aluatul pe masa de lucru și incorporăm toată făina până obținem un aluat moale și nelipicios. Întindem aluatul într-o foaie de circa 2-3 mm grosime. Cu cât mai subțire va fi foaia, cu atât mai crocante vor fi minciunelele. Tăiem aluatul bucăți în formă de romb. În mijlocul fiecărui romb facem câte o tăietură și scoatem prin ea un capăt. În acest mod modelăm toate minciunelele. În tigaia cu uleiul bine încins, prăjim minciunelele pe ambele părți până se rumenesc. Minciunelele sunt gata, iar la final le presurăm cu zahăr pudră. Poftă bună!